Isaia 41 Ascultați-mă în tăcere, ținuturi de lângă mare, iar popoarele să-și înnoiască puterea, să se apropie și să vorbească, să ne înfățișăm împreună la judecată. Cine l-a stârnit pe acela de la răsărit? chemându-l cu dreptate la picioarele sale. El îi dă în stăpânire neamurile și îi supune regi. Cu sabia îi preface în praf, iar cu arcul îi face ca pleava luată de vânt. Îi urmărește, mergând în siguranță pe un drum pe unde picioarele lui n-au mai călcat cine a făcut și a împlinit aceasta, chemând de la început generație după generație? Eu, Domnul, am fost cu cei din tâi și tot eu voi fi și cu cei de pe urmă. Ținuturile de lângă mare văd aceasta și se înfioară. Marginile pământului tremură. Ei se apropie și sosesc. Oamenii se încurajează între ei, spunându-și, fii tare! Artizanul îl încurajează pe bijutier, iar cel ce netezește cu ciocanul, pe cel ce lovește Nicovala. El zice despre îmbinare, este bună, după care fixează idolul în cuie ca să nu se clatine. Dar tu, Izraele, Robul meu, tu, Iacove, pe care te-am ales, tu, sămânță a lui Avram, prietenul meu, tu pe care te-am adus de la marginile pământului și te-am chemat din colțurile sale cele mai îndepărtate, zicându-ți: Tu ești robul meu, pe tine te-am ales și nu te-am lepădat. Deci, nu te teme. Căci eu sunt cu tine. Nu te înspăimânta, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te voi întări, te voi ajuta și te voi sprijini cu dreapta mea izbăvitoare. Da, umiliți și făcuți de rușine vor fi toți cei furioși pe tine. Ca un nimic vor ajunge și vor pieri toți cei ce ți se opun te vei uita după ei, după dușmanii tăi, dar nu-i vei mai găsi, fiindcă nimiciți de tot vor ajunge cei ce se luptă cu tine. Căci eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te apuc de mâna dreaptă și îți zic, nu te teme, eu te voi ajuta. Nu te teme, vierme al lui Iacov, rămășiță firavă a lui Israel. Eu însumi te voi ajuta. Zice răscumpărătorul tău, sfântul lui Israel. Iată, te voi face o sania scuțită de treierat, nouă și cu două rânduri de dinți. Vei trera munții și îi vei zdrobi, iar dealurile le vei face ca pleava. Le vei vântura și le va lua vântul, iar vigelia le va împrăștia. Dar tu te vei bucura în Domnul și cu Sfântul lui Israel te vei preamări. Săraci și nevoiași caută apă, dar nu găsesc, iar limba li se usucă de sete. Însă, eu, Domnul, le voi răspunde. Eu, Dumnezeul lui Israel, nu-i voi părăsi. Pe dealurile pleșuve voi face să curgă râuri, iar în mijlocul văilor izvoare. Voi preface pustia într-un iaz și pământul uscat în izvoare de apă. În pustie voi planta cedri, salcâmi, mirt și măslini. În deșert voi planta la oaltă chiparoși, ulmi și pini, pentru ca toți să vadă și să cunoască, să chipzuiască și să înțeleagă că mâna Domnului a făcut acestea. Sfântul lui Israel le-a creat. Apărați-vă cauza, zice Domnul. Aduceți dovezi, zice Împăratul lui Iacov. Aduceți-vă idolii să ne spună ce se va întâmpla. Spuneți-ne despre profețiile voastre din trecut pentru a le putea judeca și pentru a le afla împlinirea. Sau spuneți-ne lucrurile care se vor întâmpla. Faceți-ne cunoscut viitorul și vom ști că sunteți Dumnezei. Faceți ceva, bine sau rău. Ceva care să ne uimească sau să ne îngrozească. Dar, iată că voi sunteți mai puțin decât nimic, iar lucrarea voastră este fără nicio valoare. O urăciune este cel ce va alege. Am stârnit pe cineva din nord și a venit pe cineva de la răsărit care cheamă numele meu. El îi va călca pe domnitori cum calci tunoroiul și cum calcă olarul lutul în picioare. Cine a vestit aceasta de la început ca să o putem cunoaște sau mai dinainte ca să putem spune a avut dreptate? Nimeni n-a vestit-o, nimeni n-a proclamat-o, nimeni n-a auzit vreun cuvânt de la voi. Eu. Am vestit-o mai întâi Sionului. Iată-i, iată-i, și am trimis un aducător de vești bune Ierusalimului. Mă uit și nu este nimeni. Nu este printre ei nici unul care să sfătuiască, nici unul care să răspundă atunci când îl întreb. Iată că toți sunt falși, lucrările lor, sunt un nimic, iar chipurile lor sunt vânt și deșertăciune.